Iubiții mei, prieteni și uh, colegi de studiu al Sfintelor Scripturii, privilegiul sufletului nostru este de a învăța sub călăuzirea Duhului Sfânt. Nimeni nu a învățat vreodată ființa umană așa cum uh, ne învață Domnul. Uh, cu această ocazie o să ne preocupăm de una din cele mai importante întrebări ale sufletului omenesc. Uh, omul înțelege chemarea pe care o adresează Dumnezeu, că trebuie să fie ceva foarte înalt, după cum spunea David, e o stâncă prea înaltă pentru mine. Și atunci, având în vedere situația aceasta, are tendința să se dea înapoi. Sunt mulți oameni care ar fi astăzi în credință dacă nu ar fi fost această frică în ei mă duc acolo, dar nu o să pot să mă țin sau cine știe greșesc, fac alte lucruri, mă întorc înapoi să fac asta. Și de frică aceasta au rămas în lumea în care au trăit până acum. Iubiții mei, nu este o realitate lucrul acesta. Nu. Realitatea este cu totul și cu totul diferită. Mergem în cuvântul lui Dumnezeu și aș dori să întreb din start care este mesajul, care este învățătura a ceea ce noi numim Genesa, creația, numim creație a pământului nostru, a celor din jurul nostru. Care este învățătura? Învățătura care transpare de aici este una simplă, de la Tohuva Bohu, cu o cuvinte la început, ustiu și gol, la cosmos, la frumos. Dumnezeu a transformat prin cuvântul lui haosul acesta, pustiul de ape peste care se mișca Duhul lui Dumnezeu, l-a transformat într-un cosmos, într-o frumusețe, cu viață, cu flori, cu culoare, cu tot. Din haosul acesta pustiu și gol. Care este mesajul pentru noi? O, oh, oamenii discută, bineînțeles, într-o paranteză, fie spus, de ce fel de ere au fost, ce fel de procese. Fiecare să, să se investească viața și mintea cum găsește de bine pe pământ. Dar Scriptura nu a fost dată pentru așa ceva, ci Biblia spune că e dată pentru învățătură. Ce ce scrie în Scriptură este o învățătură pentru noi. Ce învățătură primim noi de aici, din primele capitole ale Genesei, acolo unde Dumnezeu Vine și spune să fie lumină, și desparte ziua de noapte, și desparte uscatul de apă, și creează viața și creează odihna sufletului. Ce învățăm noi de aici? Un singur lucru, că și viața noastră, în indiferent ce stare s-ar găsi ea, în mâinile lui Dumnezeu, haos dacă ar fi. Dacă ar fi, cum spune Nisaia, nimic sănătos din crește până în tâlpi. Dacă înapoi la trecut nu te poți uita, sau dacă în jurul tău nu este nimic care să-ți dea speranță, spune Domnul, dă-mi haosul acesta și vei vedea ce va ieși din haos. Acest, acesta este mesajul simplu, indiferent ce este la mijloc. Unde greșim noi ca oameni? Noi avem impresia și reacționăm imediat pe baza unui gând cum că. Dumnezeu este Cel care ne cheamă să urcăm pe stânca aceasta pe care nu putem să o ajungem singuri. Nu se poate așa ceva. Și acesta nu este un mesaj nevinovat. Este un mesaj extrem de, de tulburător pe care îl găsim în cartea lui Iov Rostit. Nu de Dumnezeu, nici de Duhul Sfânt sau de Înger sau de vreun om al lui Dumnezeu, ci rostit de un Duh ciudat care a făcut pe cineva să îi se zbulească părul când a trecut pe lângă și care șoptea încetișor zicând Fiva omul fără vină, va putea omul să facă așa, vai, nu se poate. Păi dacă a găsit Dumnezeu greșel la îngerii lui, cu atât mai mult la oameni și șoptea încetișor, de la un astfel de duh vine un astfel de gând. Cine poate să facă? Cine este în stare? Da, dar, dar nu este acesta, nu este acesta punctul cel mai important, nu este acesta cuvântul lui Dumnezeu. Nu. Când Dumnezeu ne cheamă la El, chemarea lui Dumnezeu este însoțită de echiparea noastră cu tot ce este necesar. Vom citi un cuvânt imediat și ne vom da seama unde au greșit milioane de oameni și cum greșim noi în punctul acesta. În 1 Cronici 29 cu 14, cuvântul lui Dumnezeu spune așa, ce sunt eu și ce este poporul meu ca să-ți aducem daruri de bunăvoie. Noi dăm daruri lui Dumnezeu. Iată ce daruri dăm noi Lui Dumnezeu sau ce să dăm Lui Dumnezeu ce avem noi să-i dăm Lui Dumnezeu care ne-am primit de la Dumnezeu și atunci partea a doua versetului spune totul vine de la tine și din mâna ta primim ce-ți aducem deci aceasta este o lege a Lui Dumnezeu care se aplică în orice fel de situații sau de împrejurarea vieții indiferent ce am de adus Lui Dumnezeu Aduceți trupurile voastre ca o jărfă vie. Bun. Păi a, a, lucrul acesta nu este o strâncă pe care nu pot să o ajung singur. Iată ce scrie aici. Păi tot ce, tot ce ți aducem noi ție, totul vine de la tine și din mâna ta primim ce ți aducem. Aduceți trupurile voastre ca o jerfă vie. Din mâna ta am primit puterea aceasta, ființa noastră, voința aceasta, credința aceasta. Ele ne sunt date. Problema este cu a crede pe Dumnezeu pe cuvânt și a voi sau a nu voi în îndată ce l-am -am crezut și am înțeles cuvântul lui. Astfel că ideea e prea greu sau e, dacă greșesc sau dacă ideea aceasta care a dat înapoi milioane de oameni este întemeiată pe o premiză falsă. Nu e vorba de tine sau de mine, dacă poți sau dacă nu poți. Este vorba dacă ești dispus să primești darul lui Dumnezeu sau să nu-l primești. Despre asta este vorba. Pentru că tot ce se cere de la noi, ne este dat. Tot ce îți dăm noi, din mâna ta primim ce îți aducem. Asta spune David. De unde? de unde aș putea aduce lui Dumnezeu ceva? Atâta timp cât eu spune, am venit gol în lumea aceasta și voi pleca gol de aici, indiferent ce am avut sau cine am fost. Gol am venit și gol mă voi întoarce. Acesta este un adevăr care s-a verificat cu fiecare ființă care a trăit vreodată pe pământul acesta. N-a venit nimeni îmbrăcat în uniform aici și n-a plecat nimeni de aici însoțit de ceva, averi, puteri sau faime. A plecat în același fel în care a venit. Tot ce ți aducem, aici este cheia cea mare. Tot ce îți aducem noi, ție, Doamne, primim din mâna ta. Și lucrul acesta se aplică cu atât mai mult și cu atât mai puternic în lucrurile, care sunt, în lucrurile duhovnicești, cu atât mai puternic în chemarea pe care Dumnezeu ne adresează cu privire la, la caracterul și la călătoria noastră pe Pământ. În Cartea Profetului Ezechiel, la capitolul 36 găsim răspunsul la multiplele întrebări care ne sunt adresate. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu. De aceea vă voi judeca după căile lui, voi judeca pe fiecare după căile lui. Întoarceți-vă și abateți-vă de la toate fără de legile și aș dori să sublinim aici, pentru ca să nu vă ducă nelegiuirea la pieire. Întoarceți-vă, abateți-vă. Păi cum să fac asta când văd în mine altă lege care luptă împotriva legii primite de mintea mea și când mă lupt cu un vrăjmaș mult mai puternic decât mine și când mă chem să urc pe o stâncă pe care nu pot să ajung singur, cum să fac lucrul acesta? Versetul 31. Le pădați de la voi toate fără de legile prin care ați păcătuit. Le pădați de la voi. Poate cineva să facă așa ceva le de la voi toate fără de acesta e un cuvânt care ne cheamă la o lucrare imposibilă și, vă, și spun acest cuvânt bazat pe ceea ce a mărturisit însuși Mântuitorul. La oameni este imposibil așa ceva. Absolut imposibil. Ceva și mai serios acum, în versetul 31. Faceți-vă rost de o inimă nouă și un duh nou. Cine poate să facă așa ceva? Trebuie să, Ați observat, a fost un moment în care Moise, când Dumnezeu a spus, spune poporului care, care i-a venit poftă de carne, spune că le voi da o lună încheiată carne, o lună de zile le voi da carne. Moise nu s-a dus imediat să spună. A zis, Doamne, te gândești ce vorbești, adică aici sunt 600 de mii de numai bărbați. Gândește-te de ce înseamnă să mănânce oamenii ăștia o lună. De de unde, să luăm, de unde să tăiem atâtea animale? Poate să prindem toți peștii de mare, cumva, ca să putem să facem treaba asta. Nu. nu. Dumnezeu poate are mai multe căi decât ne putem noi imagina, ceea ce s-a și dovedit. Și Dumnezeu a zis, păi s-a scurtat mâna Domnului. Oh, așa este. Și atunci Mois a ieșit și a vorbit în fața poporului. La fel este cu noi aici. Pe că nou ni se spune, le pădați toate fără de legile voastre. Cine poate? Cine și-a curățit mâinile? Cine e omul acela care poate să facă așa ceva? Și când ni se spune și mai mai, mai, mai provocator, faceți-vă rost de o inimă nouă, de un duh nou, pentru ce vreți să muriți? Casa lui Israel, că eu nu doresc moartea celui ce moare. Întoarceți-vă la Dumnezeu și veți trăi. Observați, iubiții mei, sunt, este o chemare despre care Isus a spus, este cu neputință. Și noi care venim acum, în, în, suntem în perspectiva primirii legământului cu Dumnezeu a legământului lui Dumnezeu cu noi, mai bine spus, legământul nu-i contract, ci promisiunea lui Dumnezeu către noi. Noi care suntem în, în perspectiva aceasta ne întrebăm cum pot să fac așa ceva, cum ar fi posibil lucrul acesta. Ați să că aceasta a fost întrebarea tuturor în toate. Gedeon a cum să eliberez eu pe Israel, pe... Păi nu pot să mă eliberez pe mine, de, de resentimente și de uh, frică și de supărare și de a nu pot să mă eliberez pe mine și cum să eliberez pe Israel acum uh, și uh, Domnul ne aduce argumentul, păi nu te-am trimis eu când te-am trimis eu, când eu ți-am cerut lucrul ăsta, le pădați toate fără de legile voastre, faceți-vă rost de o inimă nouă și de un duh nou, când eu ți-am spus cuvintele acestea ele izvorăz din înțelepciunea fără hotarea lui Dumnezeu, din puterea tot puternicia lui Dumnezeu. Dumnezeu nu spune niște cuvinte fără acoperire. Eu, spune Scriptura, eu nu v-am spus căutați-mă degeaba, ci când am spus căutați-mă, am însoțit cuvintele acestea cu această de neimaginat putere. Pe păi atunci, cum se rezolvă lucrul acesta? Ce să fac? Să fug, să dau înapoi, să ezit, să nu închei legământul cu Dumnezeu? Că poate, că nu, sunt, poate nu o să fiu în stare. Nu poate. Sigur nu o să fim în stare. Nu, nu, e, nu e un poate aici. Dar. Care este rezolvarea? Păi poate Dumnezeu are mai, mult de, mai multe căi decât gândim noi, cum a fost Moise. Păi Moise a zis, avem două variante, ori trăim toate animalele, ori prin toți peștii. Și Domnul a zis, nu, mai este o, o altă variantă, sau mai multe, o mie de căi. Iată răspunsul la această chemare nemai auzită din Ezechiel 36, versetele 25 și după aceea 26. Cum să facem să le pădăm toate nelegiuirile? Cum să ne curățim? Cine și-a curățit mâinile? Iată ce, răspuns, ce scrie aici. Vă, eu, Domnul, vă voi stropi cu apă curată și veți fi curățați. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați, nu ne schimbăm. Oh, deci El ne cheamă pe noi la o lucrare nemai auzită, imposibil la om, dar posibil la Dumnezeu. Și el ne cheamă, cum ar zice, pe cheltuiala lui. Cine face un război pe cheltuiala lui? Cine se poate arunca într-o lucrare ca aceasta? Faceți-vă rost de o inimă nouă, de un duh nou. Nu. Cine își poate curăți mâinile, viața, sufletul, le pădați toate fără de legile? Păi dacă ar fi fost posibil așa ceva, nu putem cu aceeași inimă cu care am comis aceste fără de legi, cu aceeași inimă să le și îndepărtăm. Este, n-are rost să zic iată, iată, răspunsul. Eu voi face lucrarea asta pentru voi. Deci când eu spun curățește-te de păcatele tale, eu îți spun primește curățirea care ți-o ofer eu. Vă voi stropi cu apă curată, Vă voi curăța de toate spurcăciunile și de toți idolii voștri. Aceasta nu e lucrarea noastră. E lucrarea credinței noastre în promisiunea lui Dumnezeu. Se numește neprehănire prin credință. Viață de credință prin credință în promisiunea lui Dumnezeu. Faceți-vă rost de o inimă nouă. Cu vorba împăratului când i-a trimis pe, pe uh, Naaman Sirianul să-l vindece, trimit pe robul meu n să-l vindeci de lepra lui. ci, Împăratul și-a hainele. Cine poate să vindece unul? Și profetul lui Dumnezeu spus, de ce ți-ai hainele? Nu este Dumnezeu aici cu noi? care. Da. Și acum când Dumnezeu ne spune, faceți-vă rost de o inimă nouă, nu e cazul să ne sfârșim hainele sau, sau emoțiile. Pentru că există o cale. Noi am zice, este absolut imposibil. Așa este omenește, dar există o cale și Dumnezeu are nenumărate căi. Versetul, versetul 26. Vă voi da o inimă nouă. Cine? Faceți-vă rost de o inimă nouă din tot, tot sufletul, te-am crezut pe cuvânt, Doamne, vreau să fac lucrul ăsta, ce trebuie să fac? Primește inima nouă care eu ți-o dau. Asta, asta înseamnă faceți-vă rost. Vă voi da o inimă nouă și voi pune în voi un duh nou. Oh, faceți-vă rost o inimă nouă și de un duh nou. Bun. Eu voi pune, vă voi da o inimă. Voi scoate din trupul vostru inima de piatră și vă voi da o inimă de carne sensibilă. Voi pune Duhul meu în voi, vă voi face să urmați poruncile mele și să păziți și să împliniți legile mele. Păi noi ce avem de făcut în cazul acesta? Voi aveți de făcut următoarele. Să mă credeți pe cuvânt, să credeți că e adevărat ce am promis și să primiți, să luați în stăpânire, să exercitați lucrul acesta. Când ai cerut ceva de pe voia lui Dumnezeu să iei în stăpânire lucrurile. Asta este partea ta. Veți locui în țara pe care am dat-o părinților voștri. Veți fi poporul meu, eu voi fi Dumnezeul vostru. Vă voi izbăvi de toate necurățile voastre. Voi chema prosperitatea peste voi. Voi mulți rodul pomilor, venitul câmpului, toate aceste lucruri. Atunci vă veți aduce aminte de purtarea voastră cerea și de faptele voastre care nu erau bune. Vă va fi scârbă de voi și vă va amintiți de eu, mi-e scârbă de mine. Dar asta era foarte credincios eu. Și totuși când a văzut darul lui Dumnezeu, când a văzut el sfințenia pe care a, a produs-o el în viața lui, cum m-am purtat așa și așa, față de ceea ce îi oferea Dumnezeu, acum a zis, mi scârbă, va fi scârbă de voi și vă din pricina neregiurilor voastre și toate aceste lucruri nu le fac din pricina voastră, zice Domnul Dumnezeu, ci din pricina numelui meu cel sfânt. Iubiții mei, aceasta este înalta chemare a lui Dumnezeu. Nu dați înapoi niciodată pe motiv că lucrul la care ne cheamă Dumnezeu este o stâncă prea înaltă pentru noi. Cine mă cheamă pe stâncă, mă și urcă pe stâncă aceasta. Când i-a spus lui Petru, zice, spune să vin la ape, pe ape la tine. Vino! Când i-a spus vino... Domnul Dumnezeu l-a echipat cu puterea de a merge pe ape spre Isus. Când El ne spune nouă aici, le pădați toate fără de legile voastre. Când ne spune nouă aici, faceți-vă rost de inimă nouă. În momentul acela, în cuvântul acesta este puterea care vine de la Dumnezeu și el spune în cuvinte clare și limpezi. Eu voi face lucrarea aceasta pentru voi. Ce este, deci, neprehănirea prin credința în el? este a arunca în țărână mândria omului. Că omul din mândrie încearcă să facă el lucrul ăsta, din mândrie dă înapoi că se gândește că nu poate să facă, să trăiască acest fel de viață. Nu are niciun Dumnezeu în minte când spune lucrul ăsta, ci ce poate să facă el. A arunca, a, în Neprihănirea aceasta care o dă Dumnezeu viața, aceasta inimă nouă, duh nou, fapte bune, curățire, Acestea aruncă în țărână mândria omului și face pentru om ceea ce el singur nu ar putea să facă. Pentru aceste lucruri îți mulțumim mult și îți mulțumesc împreună cu prietenii mei de la școala prieteniei cu Dumnezeu. Dă-ne putere, Doamne, să graduăm din această școală cu înțelegerea adevărului despre cuvintele Domnului nostru Isus Hristos. Voi sunteți prietenii mei. Ajută-ne să înțelegem, Doamne, că lucrarea la care ne chem, tu însuți o împlinești în noi. Tu ne faci pe noi să te ascultăm, să te urmăm. Tu ne dai o inimă nouă, tu pui un duh nou în noi. Ajută-ne să credem cuvântul tău, ajută-ne să primim făgăduința ta și ajută-ne să o luăm în stăpânire, să o trăim. Aceasta e rugăciunea noastră în numele Domnului nostru Isus Hristos. Amin.